Se ne rupte. Bă! Bine că era. Bă, pe lume, auzi că te hai mă, fii cu minte. E paralizat și de frică. Era dracu să pic eu. Era să pic eu de pipicla. Era să mă opresc și eu să mă duc la câini când început să zici că vă omor. Ăsta nu cu... Bă, mai aveți un loc acolo. Ce ai în cutia? La ce mai bine acolo dacă nu, nu semnați? Ce să mai facă? Mă aștept pe la cur. Asta. Da, da, că mă răspundeam. Acum nu mai vreau eu. Vezi la ăsta? Ăsta mă alergă prima dată. Acum se calmă. Și ăștia mici? Pe chinezi, mutanți, păreau ca mari pe chineze. Crescură media pe aici. Aha! Ha! Când eram eu tânăr, băiam pe aici toată vara. El era și ce băga Iliescu. Cred că pe bucata asta, da, sigur. Nu, nu. Nu că nu mă jenează acolo unde am rumuș, că mă jenează vasul ăla de sânge. Și la un moment dat devine și dureros porcăria aia. A, nu, nu, nu de efort, câteodată de la căldură mai mult. E super. Nu zic că câteodată de căldură se dilată foarte mult și... Și de la, dacă stau mult în picioare, dacă stau mult, mai lucrez și stau în picioare toată ziua. Corect. Uite că dacă fac și la mâini după aia. Bele și mâinile. Cel mai bine să le vitez. Ia uite pe aici ce rupturi. Wow! Wow! Mamă, mersei pe... Mersei exact pe coamă! Nu văzusem pe asta. Eu crezui că e bun traseul pe acolo. Era topit. Hai că mai am skill-uri dacă o să-i pe asta. Credeam că e mai bun pe acolo și era dita mai... Dita mai valul de asfalt dus. Noroc că fu așa de mare, de putui să mergi pe el. Ce zici, nu-ți place echipamentul meu? M-am, păi am văzut ăștia profesioniști mergând în echipament din ăsta aero și își leagă și o parașută în aia de 200 de euro în spate de viclă să tragă. Numai bine e o bermudă din asta de 5 euro. Și tot dracul ăla face. Da, da, da. Super. Nu, nu, era cu minte. Un material care mă încintă și mă mărite. Aha. Las că-i bine. Anul ăsta nu mai merge la curse.
Știu, le știu, le știu pe ăștia. Sper să nu mai fi apărut altele noi. Păi? Cu ce? Cu ce? A. E bârda. Păi aia tot timpul chinuie. Și ne crește la mortare. Am mutat și la Valea Copcicova. Gata, nu te mai lăuda. Ajunge, n-ai mai urcat nimica. Gata, mai spui și alta ce ai urcat. Da, și la cuvânile, mă. Aole. Vezi cățel aici. Funcționă? Aici ar fi alții? Da. Păi eu tot așa pe seara am ieșit de câte ori. 50 de kilometri, bun. Hai, stai că mergem până la schimb. După dimineața am trebuit să faci. El e și obișnuit acolo la, la subsol cu răcoarea. Orice, orice peste 15 grade îi se pare prea cald. Aoleu! Intrai prin zona cu crate. Eu ca anul ăsta n-am mers niciodată mai puțin.